Toți ne-am confruntat măcar o dată în viață cu crampele musculare. Sunt chinuitoare, apar brusc și au diverse cauze. Ca atare, invitatul meu de la această oră este medicul Alin Popescu, medic specialist medicină sportivă. Bună dimineața, Alin! Mulțumesc că ai revenit! Cu mare drag! Crampele despre care vorbim sunt extrem de neplăcute și, după cum am și vorbit, apar brusc, au diverse cauze. Până la urmă, ce sunt ele? Crampele sunt niște contracturi musculare cu caracter brusc, violent, arătând imposibilitatea mușchiului de a se relaxa. De fapt, și de drept, dacă îmi permiți, crampele sunt de două feluri. Sunt crampele musculaturii netede, crampele abdominale, crampele menstruale, deci crampele din interior. Okay. Iar crampele de care vorbeai tu sunt crampele musculaturii striate, sunt crampele aparatului locomotor. Și de obicei, sub denumirea de crampă musculară, apar acestea. Cele mai frecvente zone afectate sunt musculatura posterioară a gambei, mușchiul gastrocnemian, musculatura posterioară a coapsei și musculatura anterioară a coapsei, quadriceps. Aici sunt cele mai frecvente. Dar medical vorbind, că îi aud pe mult, domne, nu zice când mai alerg pe undeva, lumea nu o să zică și nu i-am auzit pe nimeni că mi s-a pus o crampă, zice că mi s-a pus un crâncel. E vreo diferență între crâncel și crampă? Diferențele sunt încă discutate, în sensul în care există un grad destul de mare de sinonimie. Totuși, dacă vrei să facem o diferență, în viziunea mea de medic sportiv, și chiar am discutat acest lucru cu câțiva colegi aseară, apropo de diferența între crampă și crâncel, crampa aș vedea-o pe o zonă mai mare, pe un mușchi în întregul lui, sau chiar pe un lanț cinematic, pe când cârcelul aș vedea mai localizat. Dar ambele au aceeași contractură musculară bruscă, involuntară, dureroasă la bază. Și de la una și de la alta mi-au dat lacrimile, crede-mă. Normal. De durere. La persoanele tinere, la persoanele active, gen domnia voastră, unde am masă musculară mare, unde ele de obicei apar după efortul fizic sau la 4-6 ore după efort și caracterul unul mai violent, mai dureros, ai senzația aceea că dacă nu faci ceva, nu o să fie bine. Da, 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 exact. E clar. Deși durata lor e de la câteva secunde până la 15 minute. Ar trebui eu să mă duc să verific anumite lucruri sau cine este într-o situație, trebuie să mă duc către un medic specialist? Bună întrebare. Merită de mers către un medic specialist în condițiile în care ele capătă o frecvență mare. În momentul în care ele capătă o frecvență mare, pot ascunde niște dezechilibre hidroelectrolitice, niște patologii musculare, deci pot avea în substrat o problemă care ar trebui diagnosticată de către un medic specialist. Altfel, dacă ele apar în cadrul unui, nu știu, unui efort intens, de exemplu, la persoane tinere, trebuie să avem grijă să ne hidratăm bine. Chiar spune și care sunt persoanele predispuse la crampă. Conform literaturii, frecvența apariției lor crește odată cu vârsta, fiind undeva peste 50% în cazul seniorilor. Dacă ne raportăm la persoane active de vârsta noastră, aici foarte, foarte mult se leagă de efortul fizic, dar și de anumite greșeli pe care le facem. Greșelile de bază fiind lipsa hidratării corespunzătoare, anumite dezechilibre, mai ales în zona mineralelor care sunt în corp și vorbim de, de hipopotasemie, de un nivel al potasiului mai scăzut, al calciului, dar și al magneziului, dar și de o, cu tot respectul față de privitor, și de o încălzire ineficientă sau prost executată. Că mișcările de încălzire, de fapt, când noi facem încălzire... Deci, cu alte cuvinte, putem face anumite lucruri să combatem aceste crampe. 100%. Bun, și care ar fi aceste lucruri? Sunt exerciții, vorba de hidratare, povesteai, sau dietă? Toate. Toate adunate. De fapt, ce înseamnă încălzire? Încălzirea înseamnă o vascularizare mai bună a zonei. Când spun mă încălzesc înainte de efort, eu ce fac? Practic fac vasodilatație, aduc mai mult sânge în mușchi ca mușchiul să se comporte mai bine la efort.
Da? Ce înseamnă hidratare bună? Înseamnă că țin un nivel foarte bun de apă în organism și implicit în mușchi. Ce înseamnă o dietă echilibrată? Înseamnă că n-am niște premize care o să am dezechilibre hidroelectrolitice local. Da? Toate lucrurile astea concură la securizarea în raport cu crampele musculare. Totuși, să nu fii mai catolici decât papa, nu înseamnă că dacă după un efort fizic susținut la o temperatură a mediului ambient crescut, deci dacă mi-a apărut o crampă, vai, omul ăla e nepregătit. Ok, Alin, care este cea mai bună modalitate de a trata aceste crampe atunci când ele apar? Am o abordare naturistă sau am o abordare medicamentoasă? Le pot avea pe amândouă. Din punctul meu de vedere, dacă vorbim cele mai frecvente crampe, totul sunt fără un substrat patologic, fără a avea o boală în spate. Da? Deci dacă vorbim de tipul acesta de crampă, cel mai bine este să oprim activitatea fizică care o facem. Până la urmă, o crampă sioasă te oprește și dacă nu vrei. Dar oprim activitatea fizică, facem un masaj blând local, ideal cu o cremă, cu un topic miorelaxant, deci care poate să fie și din plante, deci un produs naturist. Ne hidratăm corespunzător și insist cu acel topic sau cu gheață, dacă facem, masajul să fie blând. Niciodată noi nu trebuie să fim agresivi. Nu masăm sau automasăm zona cu agresivitate. De asemenea, în momentul în care trece puseu acela super dureros, mișcările de stretching sunt niște mișcări utile. Cred că sunt niște sfaturi foarte bune și mulțumesc pentru că ai avut timp să ni le acorzi. Eu îți propun să mergem la mare. Categoric, înainte de a pleca la mare, o singură idee vreau să mai spun. Indiferent că vorbim de sezon cald sau de sezon rece, da, crampele pot apărea inclusiv la copii. Deci inclusiv în literatură sunt crampe și la copii. Înseamnă că va trebui să ne întâlnim să discutăm. Ne vom întâlni negreșit, dar hai la mare, dacă tot ne invitai. Mulțumesc frumos. Cu drag, o zi bună tuturor.